Salutare și bine v-am regăsit! Numele meu este Dan și în acest clip o să vedeți cum i-am reparat unitatea RNS-510 pe care o am montată în Passat. M-am chinuit puțin până i-am dat de cap, la un moment dat RNS-ul era pus bucăți într-o cutie și mă bătea gândul să-l vând ca piese de schimb. Problema, în cazul unității mele, a fost una hardware. La început apărea mai rar și se rezolva prin oprirea și repornirea motorului. Pe urmă, problema s-a manifestat din ce în ce mai des, până când a devenit permanentă, RNS-ul nu a mai comunicat cu modulul CAN al mașinii. Am bănuit integratul TGA1055, responsabil de comunicarea CAN. La măsurătorile făcute pe banc, totul era în regulă, sau cel puțin așa credeam eu, dar când puneam unitatea în mașină, în cel mai bun caz, mergea 5-10 minute și defecțiunea apărea din nou. Acum mi se pare că am stat prea mult să descoper defecțiunea și dau vina pe intermitența cu care apărea, care m-a scos din minți la un moment dat. Sper să nu vă plictisesc și aceste informații să vă ajute. Soluția în cazul meu este prezentată spre sfârșitul tutorialului. Vă rog să vă abonați și să apreciați clipul. Ne auzim după intro. Vizionare plăcută! Unitatea RNS manifesta următoarele probleme. La introducerea cheii în contact și pornirea motorului, unitatea rămânea oprită, nu pornea automat. La pornirea manuală a unității RNS și aprinderea luminilor de poziție a mașinii, LED-urile de la butoane nu iluminau. RNS-ul nu comunica cu CAN-ul mașinii, cu softul de diagnoză, cu MFD-ul sau cu comenzile de pe volan. Unitatea nu se oprea la îndepărtarea cheii din contact, dar se oprea automat după 30 de minute de funcționare, chiar dacă motorul mașinii era pornit. Fiind o problemă de comunicare a unității cu modulul CAN, am căutat componentele responsabile de realizarea acesteia și am descoperit procesorul ST10F276E și integratul TGA1055. Foarte important, TGA-ul primind alimentarea printr-un conector ce face legătura între cele două plăci din interiorul RNS-ului. Așa că am făcut bucăți RNS-ul, pentru această operațiune am avut nevoie de torxuri T8, T10 și T25, o șurubelniță mică și un clește cu cioc, iar pentru reparație am folosit o stație de lipit cu vârful LED-conului fin, un multimetru, fire, fludor. Atenție la scoaterea mufelor și a benzilor flex, fișierul video cu demontarea DVD-ului a fost corupt și nu am reușit să-l recuperez, dar dacă căutați pe Google o să găsiți informații despre demontarea navigației. Această diodă trebuie să ajungă de la pinul 1 al mufei de trecere dintre cele două plăci, circa 10-11V. Practic, pinul 1 este alimentarea integratului TGA1055, traseul de la pinul 1 continuă pe PCB-ul multistrat, prin gaura încircuită, la dioda amplasată pe partea cealaltă a plăcii. După cum spuneam, aici trebuie să ajungă circa 10-11V, iar după diodă, pe pinul 14 al integratului, trebuie să fie circa 9V. Problema fiind intermitentă, m-a păcălit bine de tot și anume dacă demontam aparatul și măsuram tensiunea, aveam 9V. Când puneam totul la loc în mașină, aparatul nu funcționa corespunzător. Până la urmă, la o măsurare am constatat că nu am tensiune pe pinul 14 al integratului TGA1055, așa că am măsurat cu multimetru continuitatea între pinul 1 și gaura de trecere de pe partea cu mufa, având continuitate între ele. Dar la măsurarea dintre pinul 1 și punctul de alimentare al diodei nu am mai avut continuitate. Poate a fost doar o coincidență cum am întors aparatul și l-am trântit pe masă, inițial să fi avut continuitate, dar după manipulare să se fi întrerupt din nou. Așa că am consolidat cu fludor și oliță legătura de pe o parte pe cealaltă a plăcii, de la pinul 1 al mufei de trecere la dioda de alimentare a TGA-ului. Am pornit unitatea, am făcut măsurătorile și am constatat că integratul TGA1055 era alimentat cu 9V.
am pus la loc unitatea și am montat-o în mașină. Bucuria a durat circa 10 minute, s-a auzit o mică pugnitură în boxe și problema a reapărut. Am demontat din nou unitatea și am remăsurat continuitatea între pinul 1 și punctul de alimentare al diodei de pe placă, existând legătură între ele. În aceste condiții am decis să înlocuiesc integratul TGA1055, zis și făcut, l-am comandat de pe internet și l-am înlocuit. Am montat la loc unitatea, am pus-o în mașină, dar tot degeaba, problema nu s-a remediat nici după înlocuirea integratului TGA1055. Am continuat reparația cu refacerea lipiturilor de la procesorul ST10F276E și îl avem în funcție de comunicare CAN. Am făcut update de soft la versiunea 5238, crezând că are o problemă software unitatea, dar tot degeaba defecțiunea continua să apară. După cum v-am zis la început, am vrut să vând RNS-ul ca piese de schimb, între timp îmi împrumutase un prieten altă unitate pe care am montat-o în mașină, iar navigația mea am abandonat-o până într-o zi când, reluând depanarea la măsurarea tensiunii pe pinul 14 a integratului TGA1055, am văzut că aceasta este din nou 0. Am demontat placa PCB din unitate și am măsurat continuitatea între pinul 1 de la mufa de trecere și pinul de alimentare al diodei și am văzut că între acestea există continuitate. Doar atunci mi-a picat fisa și mi-am dat seama că problema este de pe cealaltă placă a RNS-ului, eu măsurând tot timpul pinul din mufa de trecere de pe prima placă. Lângă mufă există un condensator, plusul acestuia, notat cu 2 în imagine, ajunge pe pinul 1 al mufei și trece pe cealaltă placă, alimentând TGA-ul. Am confecționat un cablu la mijloc cu o mufă pentru situația în care, dacă trebuie să demontez RNS-ul, să desfac și să separ plăcile PCB fără să dezlipesc firele. Am lipit un capăt pe plusul condensatorului, iar celălalt capăt l-am lipit pe cealaltă placă, direct pe dioda de pe traseul de alimentare al integratului TGA-1055, unde trebuie să-mi ajungă 10-11V. Știu că nu arată prea frumos și că trebuia să folosesc fire mai subțiri, astea le-am avut la îndemână atunci cu mufa montată pe ele. Problema ar mai putea fi rezolvată, dar nu și în cazul meu, prin refacerea lipiturii de la pinul 1 de pe prima placă PCB. Acesta poate să aibă lipitură rece pe placă din cauza vibrațiilor, întrerupând traseul de alimentare al TGA-ului. După conectarea directă a alimentării integratului TGA, RNS-ul meu funcționează perfect. Reparația am realizat-o cu circa un an în urmă, doar acum am reușit să montez clipul și să-l încarc pe YouTube. RNS-ul funcționează perfect și la această dată, modelul este din 2009, versiunea actuală de soft 5238. În concluzie, nu sunt electronist, sunt doar pasionat de electronică și reparații de tot felul. Eu am vrut să-l repar singur și m-am chinuit puțin, dar recomand să mergeți la un electronist, la un tip care știe ce face. Există anumite riscuri, de exemplu la desfacerea benzilor flex de la unitatea DVD sau display, să le rupeți sau sub alimentare să faceți un scurt circuit accidental și să defectați major unitatea. Nu cred că merită pentru 100-150 de lei cât costă reparația să distrugeți definitiv unitatea. Clipurile de pe acest canal de YouTube sunt realizate în scop educațional, informativ, pentru a ajuta și alte persoane care au nevoie de informațiile prezentate în ele și sunt rezultatul hobby-ului meu, deci tratați-le ca atare. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă rog să vă abonați, să apreciați clipul și să-l distribuiți. Eu sunt Dan, până data viitoare, la revedere!